Președinta Federației Române de Basket, Carmen Tocală, i-a pus la zid pe antrenorii străini care activează în campionatul românesc. Aceasta a criticat conduceile echipelor din Divizia A, care au angajat antrenori străini, numindu-i pe aceștia mercenarii, uitând însă că se află în aceeași postură, ea fiind cea care a numit în fruntea echipei naționale un tehnician de peste ocean. Președintele secției de basket, Marius Vlaicu, i-a luat apărarea antrenorului său, spunând că sârbul nu a venit pentru bani în România. Chiar am avut o discuție și chiar dacă se va supăra pe mine domnul Nicolici, vreau să vă spun că a spus așa: dacă nu intru în play-off, renunț la ultimul salariu pe lună. Asta mie mi-a demonstrat că nu, totuși nu este un mercenar. Întrebat ce părere are legat de acest subiect, Slobodan Nicolici își pune cenușă în cap, menționând că a avut pe parcursul carierei sale contracte și de 5 ori mai mari. Sârbul a precizat că a venit în România pentru că a observat că basketul românesc este în creștere în ultimii ani și a luat această slujbă ca pe o nouă provocare. This is not true because I must say about me. I first time going to Târgu Jiu, I say I last for 5 years, I listen. Now I look that every year basketball Romania go little up. Nu este adevărat ceea ce s-a spus, poate să vorbească în principal numele dumnealui. Este un contract care este printre cele mai mici contracte care le are ca antrenor în momentul actual. A spus-o și când a venit la Târgu Jiu prima oară. Basketul din România a crescut în ultimii 4-5 ani, acum a văzut și dumnealui. Slobodan Nicolici a spus că în aceeași situație este cu siguranță și Mladen Ostoici, declarând că înainte de a veni în România, cei doi au câștigat destui bani antrenând în alte campionate.